Cluj-Napoca. Vă rugăm pe linia. Numărul 3080 și 6 în direcția Timișoara se află în stație la linia 2. Trenul Regio, numărul 3080 și 6 în direcția Timișoara se află în stație la linia 2. Trenul Regio, numărul 3628 din direcția Cuedin va sosi în stație la linia 1. Trenul Regio, numărul 3628 din direcția Cuedin va sosi în stație la linia 1. Trenul Interregio, numărul 1833 în direcția Timișoara Nord va pleca din stație de la linia 5. Trenul va opri în stațiile Aghireș, Cuedin, Oradea, Arad. Trenul circulă fără oprire până la stația Aghireș. Trenul Regio, numărul 3084 în direcția Teiuș, va pleca din stație de la linia 3. Trenul va opri în toate stațiile până la Teiuș. Vă dorim călătorie plăcută! Trenul Regio, numărul 4302 în direcția Beș Călător, va pleca din stație de la linia 5. Trenul va opri în toate stațiile până la Beș Călător. Pentru accesul la linie, vă rugăm să folosiți pasajul pietonal subteran. Vă dorim călătorie plăcută! Trenul Interregio, numărul 1836 în direcția București Nord, se află în stație la linia 3. Trenul Regio, numărul 3627 în direcția Cuedin, va pleca din stație de la linia 4. Trenul va opri în toate stațiile până la Trenul Regio, numărul 3633 în direcția Aghireș, se află în stație la linia 1. Trenul Interregio, numărul 15034 din direcția Oradea, va sosi în stație la linia 4. Vă rugăm feriți linia. Trenul Interregio, numărul 1832 în direcția Galați, va pleca din stație de la linia 5. Trenul va opri în stațiile Gherla, Beș Călător, Vatra Dornei, Suceava. Trenul circulă fără oprire până la stația Gherla. Pentru accesul la linie, vă rugăm să folosiți pasajul pietonal subteran. Vă dorim călătorie plăcută! Trenul Interregio, numărul 1544 în direcția Baia Mare, se află în stație la linia 3. Trenul Interregio, numărul 15031 în direcția Oradea, va pleca din stație de la linia 4. Trenul va opri în stațiile Gârbău, Aghireș, Cuedin, Alești. Trenul circulă fără oprire până la stația Gârbău. Trenul Interregio, numărul 15031 în direcția Oradea, va pleca din stație de la linia 4. Trenul va opri în stațiile Gârbău, Aghireș, Cuedin, Alești. Trenul circulă fără oprire până la stația Gârbău. Vă dorim călătorie plăcută!
trenul Interregio Internațional numărul 367 din direcția Budapesta, Bihor Keresztes, Oradea, în direcția Brașov, va sosi în stație la linia 3. Trenul va opri în stațiile Gherla, Deșpelător, Deda, Miercurea Ciu. Trenul circulă fără oprire până la stația Gherla. Vă rugăm feriți linia. The through train, number 367, from Budapest, Bihor Keresztes, Oradea, to Brașov, arrives in station at platform 3. The train stops at Gherla, Deșcălător, Deda, Miercurea Ciu. The first stop is at Gherla. Please keep off the line. Numărul 1748 în direcția Târgu Mureș se află în stație la linia 3. Trenul Interregio, numărul 1745, în direcția Baia Mare, se află în stație la linia 3. Trenul Interregio, numărul 1745, în direcția Baia Mare, va pleca din stație de la linia 3. Trenul va opri în stațiile Gherla, Deșcălător, Jibou. Trenul circulă fără oprire până la stația Gherla. Trenul Interregio, numărul 1745, în direcția Baia Mare, va pleca din stație de la linia 3. Trenul va opri în stațiile Gherla, Deșcălător, Jibou. Trenul circulă fără oprire până la stația Gherla. Vă dorim călătorie plăcută! Trenul Interregio Internațional numărul 144 în direcția Viena va pleca din stație de la linia 1. Trenul va opri în stațiile Aghireș, Cuedin, Oradea, Episcopia Bihor, Bihor Keresztes. Trenul circulă fără oprire până la stația Aghireș. Vă dorim călătorie plăcută! The through train number 1442, Vienna, leaves from platform 1. The train stops at Aghireș, Cuedin, Oradea, Episcopia Bihor, Bihor Keresztes. The first stop is at Aghireș. Have a pleasant journey!